competiții, programe intensive de dezvoltare pentru tinerii balerini, workshop-uri. Doamne, câte planuri frumoase are Oana Ioniță pentru copiii talentați care au ales calea dansului. Ne povestește ea mai multe chiar acum. Bun venit, Oana! Bine te-am găsit și mă bucur că sunt din nou aici la tine. Și eu mă bucur pentru că tu vii așa proaspătă cum ești, frumoasă cum ești, cu vești bune pentru tinerii artiști pe care îi pregătești acolo la școala ta. Ce ți-ai pus în plan anul acesta? Știi cum e, sper să-mi și iasă. Ei, țiese, n-are cum să nu-ți iasă. Am multe în plan. În primul rând am început anul în forță pentru că mulți copii s-au reîntors în sala de dans după ce au avut o perioadă în care pandemia i-a ținut acasă și și-au dorit să întoarcă la mișcare și la a face sport și a face dans și a face ce le place. Și m-am gândit că în luna aprilie, de pe 17 până pe 22 aprilie, să revin la programul intensiv Dance Motion, cel care ne-a consacrat. Suntem deja la 6-a ediție, ultima ediție finalizându-se cu un spectacol de gală la Opera Națională din București, unde am prezentat alături de Mișu de Găinușă. Ce gala. Frumos! Da, a fost foarte frumos. De dragul vremurilor exact. Trecute, da? Și copiii au pregătit timp de o săptămână un spectacol maraton. Așadar, au dansat și alături de Maynard Miranda Fernandez, prim solistul baletului din Sibiu, și au avut tot felul de coreografii, de la balet, la dans contemporan, la dans de caracter, dansuri spaniole și tot ce am, inclusiv o coreografie cu Nea Mărin. Și cu Nea Mărin? Și cu Nea Mărin, da. Mamă, dacă a fost și Nea Mărin, îmi dau seama ce a ieșit acolo. Și să știi că este foarte, foarte dinamic și ține ritmul cu copii. Adică copiii trebuie să țină ritmul. Ei trebuie să țină, că vorba aceea, Nea Mărin e unic. Da, 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 da. Da. Uite, ne-ai trimis. Asta este din programul, din programul anterior. Pregătim copii care vor să meargă în direcția asta de performanță și se pregătesc pentru competiții și vor să se dezvolte, vor să învețe ceva mai mult decât o fac în mod normal cu profesorii lor. În momentul de față avem acceptat sau cumva ne-au confirmat Alexandru Corol de la baletul din Kiev ca și profesor invitat, Irina Slobodeanuc, Maria și George Postelnicu, Nea Mărin, care o să vină din nou, Beatriz Drancea, avem Corina Dumitrescu, Ovidiu Iancu, Ovidiu Matei. Aveți care, profesori unu ca să zic așa. Profesori care vin deja și de la edițiile anterioare, dar sunt și profesori noi care ne învață stiluri noi și cumva să ne manifestăm diferit și să ne dezvoltăm. Mai avem puțin, dar cred eu că o să fie foarte frumos. E un program așa de dimineață până seara. Intensiv. În care avem și o masă la prânz ca să se liniștească. Da, în prima zi toți fac febră musculară. Și avem și o ședință foto. A doua zi se mai pot ridica din pat sau cu greu? Trebuie. Și a doua zi revin după febra musculară și tot așa o țin până la sfârșitul programului. Și câte ore dansează pe zi? Între 6 și 8 ore. Dar cum rezist să dansezi 8 ore pe zi? Este întrebarea. Le place foarte mult. Știi, pasiunea își pune cuvântul și au foarte multă energie. Copiii au foarte multă energie, trebuie să le ofer tot timpul ceva nou, provocări noi și să stai cumva la nivelul pe care ei ți-l cer. Și e destul de greu. Da, uite, rezultatele nu întârzie să apară pentru că tu ai copii talentați care au cucerit, vorba aceea, trofee la competiții importante și mă gândesc aici la Young Artist și așa mai departe. Asta e, uite, da, aici sunt câteva imagini de la competiția pe care o organizez de Ziua Națională. Nu ziua care a fost ieri, ci pe 1 decembrie, da. De Unirea, Marea Unire. Da. Este o competiție de anvergură, unde vin școli importante de balet, de dans contemporan, de gimnastică ritmică. Organizez și o gală la sfârșitul competiției cu cele mai bune momente, care sunt premiate și cei mai buni copii primesc burse la concursuri internaționale, dar și workshop-uri și burse de pregătire în domeniu. Și cumva este un vis de-al meu, e încununarea tuturor rezultatelor pe care încerc să le ții, să le obții într-un an de zile. Și copiii cumva merită, pentru că știi ca și la noi la servici. Te duci la servici, la job, muncești, ai bifat, la un moment dat îți crește salariul sau crești în funcție. Același lucru se întâmplă și e bine să se obișnuiască de mici cu competiția. Da, așa este. Mă uit la cei mici că sunt foarte serioși și foarte dedicați dansului. Se disciplinează și la tine acolo la sală sau vorba aceea, cei care tind spre performanță au în sânge așa ceva?
Copiii vezi de când vin, de la 4 ani. Îți dai seama de fiecare în parte dacă cumva este făcut pentru dans sau pentru au atenție deosebită față de exercițiile pe care le explici și ei le prind mai repede sau sunt mai perspicace, sunt acolo cu tine, simți, noi le spunem, sunt umbra noastră. Sau față de copii care vin și fac de hobby, dar și au nevoie de atenție, au nevoie și ei să învețe și să se disciplineze. Cei care fac de hobby o fac de plăcere și sunt mulți care revin după aceea când fac dansul mirilor. Intră microbul. Sau, da, s-au apucat de contabilitate sau de avocatură și la un moment dat au nostalgie. Da, despre, da, da. Și și-ar dori să mai facă o salsa, să mai facă o mișcare, un dans. Pentru că, până la urmă, toată viața asta dansăm și ne bucurăm. Dar uite, pentru tine și presupun că și pentru tinerii artiști, dansul este un mod de viață, adică se continuă și în afara sălii de dans. Nu cred că e o zi în care tu să nu dansezi, indiferent. Din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să spun, pentru că ajunge de la un hobby, ajunge să faci o pasiune, să faci să îți creezi așa un soi de a trăi și un mod de viață. Nu e bine nici așa. Nu e bine? E bine de să... De ce? Că uite ce, uite ce fresh ești, cum nu e bine. Dansezi de când erai mică. Am anumite zile, acum am trecut de la televiziune la asta, chiar și 12 zile, la 12 ore, sâmbătă și duminica la sală, pur și simplu nu pot să mă despart. E o chestie, e ca un virus. Ca un drog. Deci da. Nu, este foarte greu și îmi pun ore și mai vreau să mai îmi pun, să creez și mai multe coreografii. Putem nu spune că ești dependentă de endorfine? Sunt dependentă de dans și de a crea coreografii. Da. Iar chestia asta da. Să vede și la copii, din păcate spun că le împing în zona asta și câteodată mi-aș dori, hai relaxați-vă, duceți-vă și voi într-o vacanță undeva. Nu, doamnă, vrem o ore, vrem o coreografie nouă, vrem să ne mai învățați ceva. Și apreciez lucrul ăsta, îmi place să iau după mine, să-i învăț că e un mod de viață și trebuie să respire prin dans. Uite, mă gândesc la cei mici, că îi văd participând la competiții și uite, el e un tânăr Dragoș, câștigător, ia zi. El este Dragoș Grămadă, a câștigat locul 2 la Youth Grand Prix la Barcelona. Sunt foarte mândră de el, este un tânăr talentat al României, este Marta Savin, a luat locul 1 la finala mondială de la New York, unde am fost cu ea în 2019, asta e Isabel. Isabela, am niște copii emblematici care au... Marta Savin, de exemplu, este singura româncă care a reușit să ajungă, să câștige locul 1 la acest mare concurs. Este cel mai important concurs de balet și dans contemporan din lume, un concurs la care se acordă burse și a câștigat la Monaco, unde și este acum. Și este foarte fericită. Emma Stoian se pregătește și ea să plece, a câștigat Best Female la Young Artist Grand Prix, concursul pe care îl organizez și unde a și dansat în gală. Uite, apropo de aceste competiții unde ei câștigă aceste premii importante, burse și așa mai departe, cât de mult contează pentru ei să participe și ce oportunități li se deschid? În primul rând contează ca nivel de evaluare. E bine să știe la ce nivel sunt în raport cu ceilalți. Într-adevăr, când mergem cu cei mici de la 4-6 ani, la 9 ani sau cei care fac de hobby, mergem la concursuri mai simple, unde au șanse mult mai mari să câștige un premiu. Iar cu cei care fac performanță, mergem la concursuri de anvergură din străinătate, dar și în România. Acum, în februarie, avem iar un concurs Dance World Cup, sunt semifinalele în București și ne pregătim pentru acest concurs intens, unde an de zile am câștigat locul 1 la balet. Oare anul acesta ce să se întâmple? Nu știu cum. Cred că suntem în zona de Europa de Est, suntem foarte bine așa pregătiți este, ca școli de balet. Să ne gândim și la ruși, ce școală au. Da, da. Dar ei, să știi că ei își țin copii acolo și așa. Pregătesc doar pentru Balșoi și Marinski. Îi țin acolo la ei. Nu sunt foarte mulți care merg la competiții, pentru că ei cred în avansarea cumva la un nivel după 16 ani. Noi forjăm cumva mai mult acum, pentru că atunci când sunt mici și reușesc să ajungă să câștige niște premii internaționale, primești și niște burse și mai departe automat pregătirea lor către anumite teatre din afară și teatre importante. Am și un elev bucureștanul Cătălin, acum finalizează Balșoiu și sunt foarte mândră de el. Cumva drumul lor e puțin mai ușor. Adică lucrurile în Europa de Est trebuie să fie puțin, în toată zona de fapt a Europei, trebuie să muncești mai mult pentru a obține ce vrei. Da. În alte zone poate sunt
acceptați, li se oferă mai ușor o bursă, nu trebuie să muncească atât de mult ca să demonstreze și sunt mai naționaliști și țin oamenii pentru ei. La noi e destul de greu să avansezi, dar pe de altă parte competiția îi ajută pe ei pentru a fi mai bun și a-i dezvolta în direcția asta. Părinții, când vin la tine la școală cu micuții aceia de 4 ani, de 5 ani, ce îți spun, ce așteptări au, de ce vin ei să-și dea copiii la balet? Să știi că n-am nicio idee când vin, doar îi văd acasă dansând și foarte energici. Mai sunt într-adevăr și părinți care au avut niște vise când au fost mici și și-ar fi dorit să facă și ei. Și tocmai de asta și împing copilul să facă. De obicei mamele așa fac. Mamele, am și tați, da, care își doresc să facă cele mici balet și cei băieții. Să știi că nu sunt împinși în zona asta. Ei descoperă magia baletului abia cam după 10 ani. Și e târziu să începe atunci, de exemplu? Nu, pentru că fiind băiat în meseria asta, ți se dă multă importanță, multă apreciere, indiferent că, zicea și Florin, zic, ei, da, nu trebuie să faci un pas, un brânz și reușești să fii trebuie băiat. Trebuie să o susții bine pe ea? La început au solouri și au și duete. Ideea e că sunt foarte apreciați și automat le crește stima de sine. Și reușesc în meseria asta să ajungă destul de sus băieții și să fie foarte apreciați și bine plătiți. Da, pentru că sunt puțini. Să vezi situație, da. Da. E cererea mare, ca să zic așa, în direcția asta. Copiii tăi ce fac? Și ei sunt îndrăgostiți de dans, n-aveau cum să nu fie. Copiii mei sunt bine. Isabel, avem un accident în momentul de față și încercăm să ne recuperăm, pentru că am foarte multe ore și am lucrat destul de intens. Și avem nevoie și de o pauză de recuperare. Și acum toată atenția mi se îndreaptă către Maxim, care cumva acum a preluat numele familiei și trebuie să meargă mai departe. Are 7 ani și pentru asta trebuie să ne reprezinte la Dance or Cup, la categoria de balet băieți. E prima oară când intră în concurs. Emoții mari zice, pentru mami, pregătit, pentru tati. Da, pentru amândoi. Eu zic că se descurcă. El e pregătit așa? El e foarte pasionat. Contează mult. Și își dorește. Acum, cred că își dorește și canto în egală măsură. E bine că sunt într-un mediu și se dezvoltă într-un mediu artistic. Și asta îi ajută ca atunci când cresc sau să aibă alte perspective, alte orizonturi. Păi, exact asta vrem și noi să le spunem telespectatorilor, că dacă au copii pe acasă și au multă energie și vedeți că au anumite inclinații, fie că vorbim despre dans, fie că vorbim despre muzică, o aveți pe Oana Ionit aici, dragilor. Cu siguranță tu poți să faci artiști din ei, ai dovedit-o de atâtea ori. Trebuie să-și facă timp pentru copiilor și trebuie să observe, să-i observe îndeaproape ce le place și ce și-ar dori să facă și să încerce până la urmă. Că n-ai de unde să știi dacă nu un copil este mai mult pasionat de gimnastică și ar putea să devină o campioană națională sau internațională, o campioană mondială de gimnastică sau poate să vină o prim solistă la Opera Română. E, cum ar fi? Da, trebuie doar să încerci. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte, foarte plăcută despre lumea aceasta fascinantă a dansului și ținem pumnii să-ți îndeplinești toate planurile, da? Și te mai așteptăm pe la noi cu trofee și cu diplome, da? Cu drag, vă aștept și eu la sală. La sală, mulțumim mult, Oana. Mulțumesc, dragilor, pentru prima parte a emisiunii. Luăm o pauză și revenim.